În anul 2022, cultivatorii autohtoni de usturoi primesc un sprijin de maximum 3.000 de euro la hectar, printr-o schemă de ajutor de minimis privind susținerea producției de usturoi. Județul Buzău este fruntaș la nivel național cu peste 240 de hectare de terenuri cultivate cu usturoi. Direcția Agricolă a demarat verificări pentru a constata dacă cei care au solicitat banii au și înființat culturile respective. În doar câteva zile de la demararea controalelor au apărut și rezultatele. Suntem la faza de usturoi. Am găsit și culturi care nu erau, beneficiari care s-au înscris în program, dar care nu avea cultură de usturoi, sunt cazuri izolate. N-au luat încă sprijinul, tocmai asta facem verificări la ora asta. Noi le considerăm sau nefiind eligibili. La vreo 2 beneficiari am găsit acest lucru. Reprezentanții Direcției Agricole susțin că inspectorii au avut parte și de o surpriză plăcută pe timpul verificărilor. Există fermieri care și-au înființat culturi de usturoi în zona de deal și de munte a județului, unde practic nu exista până acum acest obicei. Buzău are totuși o producție ridicată de usturoi, o suprafață cea mai mare cultivată la nivel național și oamenii serioși își văd de treabă și cresc de la an la an producțiile pe hectare. Am avut și surpriza foarte plăcută să găsim, de exemplu, usturoi în zona Pănătău, în zona Pârscov, deci iată că area de cultivare a acestei culturi, acestei plante s-a mărit. În Breaza, deci iată că în urma promovării de către noi a acestui ajutor minim, iată că programul e din ce în ce mai bine recepționat de către oameni, chiar și din zona de deal și de munte. Pentru a fi eligibil la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de usturoi, beneficiarii trebuie să solicite ajutorul de minimis să utilizeze o suprafață cultivată de usturoi de minimum 3.000 de metri pătrați, marcată la loc vizibil, să obțină o producție de minimum 3 kg de usturoi la 10 metri pătrați de pe suprafața prevăzută și să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul 2022.